Au un mesaj din partea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că la un moment dat am spus, parcă n-aș vrea să mă mai duc în nicio biserică. Pentru că noi știm că vine Domnul. Noi știm ce trebuie să facem. Dar Duhul Domnului vrea să ne aducă aminte. Duhul Domnului vrea să ne trezească și pe cei ce încă ne luptăm să stăm treji. Duhul Domnului vrea să ne spună, mai luptați-vă, mai vegheați. Mesajul Domnului a fost dat în data de 1 iulie. Când, după problemele care le-am rezolvat pe lângă casă, m-am întors în casă și știind că voi fi la slujbă în seara aceea și la o lucrare împreună cu frații, am spus, mă întind puțin în pat. Picioarele se desumfle, m-am uitat, am văzut, era ora 4 după masă. Și în timpul acela cât eu am pierdut noțiunea timpului, Domnul a dăruit un mesaj. O priveliște care ar trebui poporul Domnului să ne pună pe gânduri și ar trebui să fim mai activi și mai vii pentru Domnul. Aș vrea să vă spun că atunci când am pierdut noțiunea timpului, eram undeva sus, priveam de undeva de sus pământul. Și mi s-a spus, a fost răpirea pe pământ. Și se vedea ce se întâmpla pe pământ, ce s-ar putea întâmpla. Și sunt sigur că așa va fi. Sunt sigur că așa va fi. Mă uitam și vedeam oameni care fugeau într-o parte și în alta. Oameni care erau panicați, oameni care erau îngrijorați, oameni care erau îngroziți unii. Și toți întrebau, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? De undeva, din toată alergarea asta, se auzeau voci, și nu puține. Vocile unor persoane care strigau, eu știu ce s-a întâmplat, eu știu ce s-a întâmplat. Și în momentul în care sufletele acestor oameni aceștia strigau, în jurul lor se făceau pâlcuri, grupuri de oameni. Și toți așteptau să vadă ce s-a întâmplat. Trăim vremea când Dumnezeu încă ne spune se poate întâmpla. Și așteptau toți. Și oamenii aceștia începeau să povestească, să spună despre Domnul Iisus. Despre faptul că a fost pe pământ. Despre faptul că a murit. Și El a murit nu numai pentru o grupare de oameni. El a murit pentru tot, pentru toți oamenii. Spuneau apoi despre faptul că a murit, că a înviat, că a plecat și a făcut o făgăduință. El a făgăduit că va reveni să-și ia pe ai săi acolo unde s-a dus să pregătească un loc. Și noi credem făgăduința aceasta. Dar aș vrea să vă spun, toți oamenii aceștia, cu capul în jos, cu o voce tristă, cu lacrimi, cu durere chiar, încheiau cu cuvintele acestea și eu am rămas de la răpire. Un adevăr care este trist, care s-ar putea întâmpla. M-am trezit și am rămas cu un detaliu care mi-a rămas în mintea mea în ceea ce am văzut. Toți oamenii aceștia se stăteau așa cu mâinile în fața celor cărora le spuneau cuvintele care le-au spus. Și mâinile lor erau pline cu bani. Pline cu bani. Ca și cum ar fi spus oamenilor, tot ce avem, tot ce am strâns, nu ne ajută la nimic. Noi am rămas de la răpire. M-am uitat când m-am trezit la timp, m-am grăbit, am plecat spre biserică și pe drum am întrebat pe Domnul, Doamne, ce vrei să spui prin mesajul acesta? Și Domnul mi-a spus așa, pe unde vei merge? Pe unde vei ajunge? Și știam, eram sigur că voi ajunge în România. Am zis Domnul așa, să spui prin poporul meu. În vremea aceasta să se vorbească și să se vestească mai mult despre răpire și pregătirea întâlnirii cu Domnul. Frați și surori, vorbim, cântăm, dar să nu rămânem doar cu vorbele. Am întrebat pe Domnul, știam din vise, din lucrări care mai... Banii, ce înseamnă banii? Și-o zis, sunt vorbele cu care vor rămâne unii. Că doar au vorbit de răpire.
că doar ori vorbit de o întâlnire cu Domnul, că doar ori cântat sau poate ori predicat și au știut că trebuie să se pregătească, dar nu s-au pregătit și toți cei ce nu se pregătesc vor rămâne pe pământ. Frații mei, surorile mele, Domnul în vremea aceasta, chemarea Domnului este pentru tot pământul, pentru toți cei care poartă numele de răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Este vremea să ne trezim. Este vremea nu să vorbim. Este vremea să trăim așa cum se cuvine, să putem să-L întâmpinăm pe Domnul. Am ajuns, povesteam fraților care erau la momentul atunci în adunare și unul din frați m-a întrebat ce ai înțeles din bani, din mâinile care erau întinse și aveau bani. Și am spus, sunt vorbele cu care vor rămâne și au zis mai mult, spunea fratele. Dintr-o cunoștință a Domnului, sunt oamenii care au umblat mult după lucrurile trecătoare. Au avut nevoie de Domnul să-i binecuvinteze și Domnul în durare, așa cum se amintea. Domnul ne-a binecuvântat. Dar vor rămâne doar cu vorbele. Vor rămâne pentru că nu se pregătesc și nu s-au pregătit. Eu aș vrea Dumnezeu să se îndure de noi. Mi-am adus aminte când frații cântau Maranata într-unul din refrenele cântării. Vorbeam cu unul din prietenii mei undeva acolo și spunea într-o familie, un copilaș mic, un copilaș mic de vreo 2 anișori, un copilaș care nu vorbea multe lucruri, un copilaș care vorbea doar mama, tata, într-una din zile, stând acolo unde era tata, s-a uitat la tatăl și copilașul acesta, dacă nu greșesc, cred că era o fetiță, a spus, tati, Maranata. Fratele spunea, s-a uitat așa și a zis, ce ai spus? Tati, Maranata. Spunea că și-o chema soția. A zis, mai spune, s-audă și mama, tati, mami, Maranata. Frați și surori, Maranata, Domnul nostru vine. Doamne, ajută-ne să fim gata. Doamne, ajută-ne să ne pregătim. Trăim un an care încă nu s-a terminat. Mi-aduc aminte când sfârșitul anului 2019 spunea Duhul Domnului undeva aici, în Cluj și în alte părți. Anul 2019 se va chema un an al despărțirilor. 2020, în 2019 spunea, anul 2020 se va chema un an al despărțirilor, un an al alegerilor.